greutate și înălțimea dumneavoastră. 80 și înălțimea? 75. Deci, iată, sunteți deja cu greutate în plus. Totuși, ar fi bine să evitați fumatul, pentru că dacă ați evitat fumatul, treceți automat în categoria unde e mai puțin riscul de a face malabie cardiovasculară. Bine, mă, la moldoveni, cu părere de rău, sunt foarte răspândite și mulți dintre noi nu cunosc lucrul ăsta. Iată, de aceea, Ziua Mondială a Inimii este foarte binevenită, nu doar în toată lumea, dar și în Moldova și poate mai ales în Moldova, pentru că parametrii sănătății cardiovasculare la noi sunt deosebit de gravi, merită o mare atenție, corecție și noi, iată, am venit aici în grădina publică Ștefan cel Mare ca să determinăm riscul cardiovascular la persoanele care își doresc să cunoască acest lucru și să-i sfătuim care ar fi modul cel mai corect de combatere a acestor factori de risc. Din păcate, mortalitatea de boli cardiovasculare rămâne din an în an la un nivel foarte înalt. Pe prim plan, cred eu că infarctul miocardic acut, bolile coronariene, cauzate de plăci de aterom în arterile coronariene. Deci, cred că al doilea plan ar fi hipertensiunea arterială, care provoacă accese, deteriorează cordul, deseori aduc la accidente cerebrovasculare acute. Aceste patologii cred că sunt cele mai frecvente. Mortalitatea prin afecțiuni cardiovasculare este cea mai mare în Republica Moldova, aproape la 60%. Fiecare a doua persoană care decedează, decedează din cauza unei afecțiuni cardiovasculare. Este foarte important de a preveni și de a lungi viața acestor pacienți. Și prin produsele noastre care le avem, prin produsele Gedeon Richter, prin informarea pacienților la timp cu problema, care sunt complicațiile patologiilor cardiovasculare, prin administrarea unui tratament eficient, calitativ, deci noi preîntâmpinăm și, zic, prelungim viața pacienților care au hipertensiune, cu colesterolemie. Uneori este nevoie de corecția factorilor de risc cu medicamente. Aceasta ar fi necesar atunci când persoana are colesterolul mărit, cei care au glicemia mărită sau tensiune arterială mărită. Pentru Gedeon Richter, cardiologia este o prioritate. Acum, recent, am lansat pe piață diuretic tiazid sub denumirea de Impamid, Impamid SR, doza 1,35 mg, care este antihipertensiv diuretic de primă linie și poate fi indicat la toți pacienții. Antihipertensiv este recomandat de ghiduri și deci suntem mândri că avem și respectiv acest produs. El este inclus în rețete compensate și pacienții pot să-l ia la jumătate de preț.